Polițiștii locali din cadrul Compartimentului Poliția Piețelor acționează zilnic pentru creșterea gradului de siguranță în incinta și în perimetrul piețelor agroalimentare, atât pentru consumatori, cetățeni care tranzitează zona, cât și pentru comercianți și angajați ai SC Piețe SA. Totodată, polițiștii locali acționează zilnic pentru prevenirea și depistarea actelor de comerț stradal neautorizat, cu scopul reducerii semnificative a comerțului ambulant fără documente legale. Au existat de-a lungul timpului sesizări cu privire la vânzătorii care comercializează obiecte vechi, ori de proveniență neclară, fac mizerie în jurul locațiilor în care își întind marfa și conferă un aspect insalubru și inestetic orașului. Astfel de cazuri au fost întâlnite cel mai frecvent pe platoul Dâmbovița, pe strada Mureș, pe Gheorghe Lazar cu cetății, Pulevardul Regele Carol I, Calea Martirilor. În ultimele două luni, în urma verificărilor efectuate de polițiștii locali, au fost aplicate în piețe și în apropierea acestora un număr total de 386 sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 93.000 de lei. Totodată au fost aplicate sancțiuni și pentru Scandal, consum de alcool sau adresarea de injurii, iar 54 de persoane care apelau la mila publică au fost preluate de polițiștii locali și predate serviciilor sociale.